În cele 6 meciuri jucate de echipa României până acum în grupa D a preliminariilor pentru campionatul mondial de fotbal din Brazilia anului 2014, naționala noastră a obținut 3 victorii, în fața Estoniei cu 2-0, a Andorei cu 4-0 și a Turciei cu 1-0. Un egal în meciul cu Ungaria și înfrângerile din dubla cu Olanda completează seria celor 6 partide în care România a obținut 10 puncte, aflându-se pe locul 3 în grupă după Ungaria, care are un punct în plus. Pentru a ocupa măcar locul 2 în grupă, naționala României are de susținut în această seară o partidă pe viață și pe moarte. Meci de foc, stimați telespectatori, în această seară pe Arena Națională din București. Ambele echipe de fotbal, și cea a României și cea a Ungariei, își doresc evident victoria. Dacă România va căpăta cele 3 puncte din partida de diseară, mai are nevoie doar de unul singur, pe care trebuie să-l obțină în viitoarea partidă cu Turcia spre a participa la viitorul campionat mondial de fotbal. Convinși de importanța partidei cu Ungaria, giurgiuvenii doresc evident victoria echipei noastre, dar printre suporteri sunt și dintre aceia care nu văd decât un rezultat de egalitate obținut de România în partida cu Ungaria. Diseară pe Arena Națională este un meci de foc, de ori. Dumneavoastră cum îl caracterizați? Sau dați un pronostic? Da, 2-1 pentru noi, pentru România. Credem că vor fi învingători. Ca să fiu la sentimentul dumneavoastră și să zic că sunt român, un meci nul. De ce considerați că va scoate România numai o partidă de egalitate? Nu prea am avut pronosticuri bune în fața Ungariei. Bate România cu 1-0. 1-2-1. Pentru România? Pentru România, da. Noi cred că bătem. Bătem cu 2-1, bătem. 2-0 pentru România. Pronosticul meu ar fi 2-1 pentru România, dar cel puțin folosesc nota 3-1. Dar și 2-1 ar fi pentru mine, pentru noi, extraordinar de bine. Hai România, Doamne ajută! În cazul victoriei echipei noastre naționale, șansele de a fi prezenți în Brazilia la campionatul mondial din 2014 cresc, dar rămân dependente de meciul viitor susținut de români contra turcilor pe 10 septembrie. Orice rezultat în afara unei victorii a României în meciul cu Ungaria complică lucrurile. Dar să gândim pozitiv. Succes România, echipă condamnată la victorie!